1607 an și Alfred Plaisir, cartea Amadeus Mozart, geniul muzicii din colecția Micii mei eroi. Amadeus Mozart s-a născut în 1756 la Salzburg, un orășel din Austria. La vârsta de 4 ani, tatăl său descoperă că are un talent neobișnuit pentru muzică. La vârsta de 6 ani, începe să cânte pe la curțile europene, devenind faimos. Îi plăcea să cânte la toate instrumentele, în afară de flaut. Cu toate acestea, una dintre cele mai cunoscute opere este Flautul fermecat, a scris peste 600 de opere, dintre care cele mai importante sunt Flautul fermecat, Nunta lui Figaro, Don Giovanni. Azi ascultăm muzica. Există chiar și un festival pe numele Amadeus Mozart, chiar și o prăjitură. Cartea este frumos colorată. Este foarte amuzantă și vă invit să citiți cartea Amadeus Mozart, genul muzicii clasice, și vă recomand să citiți și alte cărți din colecția Micii mei eroi.